Soldații ruși au violat minori, a afirmat vineri comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul Ucrainean, Lyudmila Denisova, transmite agenția DIPA, preluată de Agerpres. Denisova a cerut ONU să investigheze aceste fapte, precum și alte presupuse crime de război. O fată de 14 ani din Buha, suburbia Kievului, este însărcinată după ce a fost violată de 5 bărbați, susține Lyudmila Denisova într-o postare pe Facebook. Ea a adăugat că un băiat de 11 ani din Buha a fost și el violat, în timp ce mama lui, legată de un scaun, a fost silită să privească. Agenția DIPA menționează că nu a fost posibilă verificarea independentă a acestor informații, dar aminește că și șeful administrației militare din Krivoi Rog, Oleksandr Vilkul, a afirmat, la rândul său, că au fost violați civili ucraineni. Printre victimele din regiunea Herson se numără o fată însărcinată de 16 ani și o femeie de 78 de ani, a spus acesta. Comunitatea internațională este șocată de masacrul și abuzurile asupra populației civile din Buha care au ieșit la iveală după retragerea trupelor ruse din oraș, la 30 martie, după ce soldații ruși ocupaseră localitatea la începutul lunii martie. Editor, Luana Pavaluca.